că sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici la Clubul Nautic Alates la Mangalia cu această expoziție și aș vrea să povestesc puțin despre această lucrare. Pentru că suntem la mare, pentru că avem lângă noi albastru cerului și culoarea preferată a acestei expoziții și acestei verzi, de fapt, este albastrul mării. Această lucrare, intitulată Portalul iubirii și al mării, este o lucrare care a fost expusă și la Roma anul acesta, de 2 săptămâni. Și are, de fapt, în compoziția ei, o culoare fundamentală, dar în același timp, pentru a prezenta acea idee de cald și de suplețe și de materie care își pierde practic greutatea, am folosit nuanțele de roz. Pentru că albastru, știm foarte bine, este o culoare rece și în momentul în care vii cu aceste nuanțe de roz, de fapt, rozul este culoarea iubirii și a încercării de a încălzi, de a aduce în omenesc acest albastru care este pur, care este curat, care este albastrul mării și în același timp este albastrul cerului. Eu nu îmi sculptez corpul pur și simplu, ci îmbrac practic cele două personaje, un el și o ea, într-o mantie albastră. Și ideea acestei lucrări este aceea de a reface mitul adamic și anume iubirea, care înseamnă perfecțiune, care înseamnă absolut, care înseamnă frumusețe, este de fapt acea întoarcere către noi înșine, către absolut și refacerea stării primordiale, așa cum l-a creat Dumnezeu pe om în starea de început, în starea de natură primordială. Practic, prin iubire ne întoarcem prin forța credinței noastre și a tăriei noastre pe acest pământ către Dumnezeu. Prin iubire înapoi către cer și către stare de absolut, către stare inițială. Și de fapt și celelalte lucrări, cum am mai spus, poartă acest indar că totul este compus din lumină și materia pur și simplu își pierde greutatea, își pierde cum să spun, aplecarea aceea către un lumesc brut și devine subțirime, devine spiritualizată, devine lumină, pentru că nu este altceva imaginea decât curățenia noastră interioară. Vă mulțumesc!